Bună seara, suntem în direct la emisiunea Dilemele Zilei, o emisiune în care punem punctele pe I, pe J și pe unde mai sunt puncte în alfabetul limbii române. Vorbim despre coronavirus, desigur, dar foarte puțin, să știți. Aflăm și vești bune și, desigur, le mai lăsăm pe cele rele deoparte. În aceeași emisiune, desigur, comentăm măsurile anunțate de la nivel central. Vine marea relaxare de luni încolo, de pe 1 iunie, de pe 15, e și mai mare relaxarea asta, să nu ne de cap de la atâta relaxare, să nu ne trezim din nou într-o situație neplăcută cu această pandemie, dar vine relaxarea, tot trebuie să intrăm la picnic cu masca pe față, în magazin cu masca pe față, măcar atât să fie obligatoriu. Măsuri anunțate de la București prin vocea președintelui Iohannis, de la 1 se redeschid terasele. Dacă vă era dor să mergeți la un suc la terasă, e adevărat, cu mască, cu familia, 4 la masă, la 2 metri de vecin, eventual dacă mergeți cu cineva la un suc sau la altceva. Da, este și Claudiu Matei în emisiune, l-auziți, deocamdată are alte treburi, până le rezolv să mai fac eu câteva, să termin eu introducerea. Vorbim și despre faptul că ați putea să mergeți la o terasă, colegul la altă terasă și strigați de peste stradă, să vă dați telefon fiecare ce comandă, ca să fie distanțarea fizică. Oricum, chestia asta cu distanțarea socială e o tâmpenie, că atunci când spui distanțare socială, te gândești la clase sociale, la săraci și bogați, la politicieni și oameni de rând și alegători, la lucrători la stat, lucrători la privat și așa mai departe. Stăm de vorbă și cu cei care au avut, iată, performanțe până acum. A fost și o sincopă, acel deces la spitalul din Târgu Cărbunești, dar foarte mulți au ieșit vindecați din această unitate COVID, Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești. Stăm de vorbă și cu medicii de acolo. Stăm de vorbă în partea a doua emisiunii și cu liderul de sindicat, Manu Tomescu, de la Termocentrala Rovinar, pentru că este îngrijorare mare acolo în legătură cu viitorul pe termen scurt al companiei. Nu se mai gândește lumea la denoxare, la grupuri pe gaze, la grupuri pe soare, pe ce mai fi ele. Pur și simplu se gândesc la ziua de mâine și la faptul că au luat mai puțin bani și dacă până la finalul o să mai fie de dat pentru salariați una alta. O să mai urmă niște planuri viitoare ce se întâmplă acolo. Îl salut acum pe Claudiu Matei și îl întreb direct, abrupt, ca să nu își mai facă de lucru la laptop acolo. Cine deține puterea în Gorj, Claudiu? Bună seara, în primul rând. Stai că m-ai luat așa, prea brusc, și eu citeam știri relaxante. Că dacă nu, încep terasele, dar nu e foarte bine că încep... Că sau nu mai este, poftim? Aveai tu o fană, o emisiune favorită, nu știu. Da, nu știu. Cu Violeta și cu nu știu cine, cum se chema? Apăreau la televiziune centrală. Vulpița și Așa, da. Nu mai sunt, am înțeles. Am văzut și eu un titlu pe undeva. Deci, bine că și pe drumul la terase, că am văzut că, gata, e, ce să mai e, se dă drumul și la plajă, nu? Da, okay. Corect. Și mă uitam acum, cum să ai picioare frumoase vara. Iată 5 lucruri pe care nu le faci, deși ar trebui. Vezi, asta citeam. Și tu mă bruiezi acum cu cine conduce Gorjul. Cine deține puterea în Gorj, nu cine conduce. Deci ești prea serios în seara asta. Păi așa, și... Mai observat titlul, l-am împrumutat la emisiunea ta. Opriți Gorjul, virgulă, vreau să cobor. Semnul exclamării. Și semnul exclamării, da. Da. Citam pe aici, prin ziare, cum să ai picioare frumoase, că dacă îți deschide terasele, eu luni sunt prezent. Măruțe, eu recunosc că am suferit în perioada asta. Ma, tu erai cu cafelele, cu... Eu eram cu cafelele în fiecare zi. Ne-a transmis domnul Rușeț, ai văzut că știe. Da, că... știe, că am băut multă cafea, da, până la... de dimineață, până pe la 12, cafele și terase. Și că asta e viața de ziarist, trebuie să te informezi, să reacționezi cu oamenii, să culegi informații, să socializezi. Să le transformi în știri. E bine, domnule, că acum și 5 la masă, 3 la masă, câți oameni, nu mai contează. Tu să se deschidă odată terasele. Că și așa
Am stat în casă, cât am stat? 3 luni aproape, nu? Da, la și țară. Făcut treabă la țară, am înțeles. Da, am făcut treabă în perioada asta. Tu și cu un mare lider de sindicat de pe la Motru. Ați făcut o mare treabă. Da. De tine știu sigur. Fost lider de sindicat. Fost. Lider de sindicat. Fost, că nu mai... Începe cu N. Dom'le, stai un pic, atâta timp cât nu mai ești o voce și ești la televizor și dai avioane, ești deja fost lider de sindicat sau, hai să zicem, un lideraj din, din eșalonul J, din K. Nici măcar linia a doua, a treia. Care linia a doua? Linia a doua, a treia sunt oameni cerebrali în minerit și energie care ies cu poziții clare atunci când trebuie, nu bat câmpii, nu creionează, nu fac proiecte, nu... Dar erați apropiați ce? La un moment dat tu cu acest mare lider de sindicat. Eu nu sunt apropiat decât cu mine, atât. În rest, da, am amici, cunoștințe. Cu amiciție, mă rog, ce era? Vorbim, eu nu sunt un tip închistat așa și mare figurant. Vorbesc cu toată lumea, dar... Adică pot să observ unele lucruri. Dacă ai purtat șorți vreodată, înseamnă că ești figurant? Ți-ai pus șorți vreodată? Nu am purtat niciodată șorți, nu fac parte din masonerie. Păi din... nu, mă refer, nici nu, Doamne ferește, am zis de bucătărie, nu de masonerie. Deci mă rog să vorbim lucruri serioase. Bine, da, păi știu, eu te-am întrebat abrupt, cine vrei deține puterea în gură? Să ne ia basta noastră, zic cum îi zice, budeanca noastră de la Gorj să ne zică băi mafioților și... Am auzit că mai tu zice. Ești în cărți cu doamna respectivă. Da. Eu sunt în cărți cu toată lumea. Mă amenință unii, zic să-mi caută dinții prin asfalt. Unii mă înjură pe aici pe Facebook. Dar i-am depistat. S-au autodenunțat. Ai cui țuțări sunt și... Pe cine pupă? Am văzut... E frumos în spațiu public. Eu țin să amintesc chestia asta în fiecare seară. Dom'le, și chiar am niște exemple concrete. Chiar vorbeam... Așa. Înainte de emisiunea cu soția și a remarcat că la un moment dat când li se termină abonamentele unor persoane publice în anumite zone media, pac, apar din nou. Și ar fi bine ca să primească mesaj, cum primești de la Orange, știi? Cartela ta se apropie de final, reîncarcă dacă ai în cont nu știu câți euro. Nu, e miștie, e frumos să observi așa. Cine deține puterea în Gorj, să știe lumea? Spune-ne și nouă. Puterea te-ai în informat în ultima perioadă. Cine la ce puterea? Te referi? La politicieni? La... Puterea în cine controlează Gorjul? Din mediul politic, din afaceri, din oricine. Care e cel mai tare gorjean în momentul ăsta? Și locuiește aici. Nu există un cel mai tare gorjean. Cel mai influent. Da. Există un grup de putere și influență care conduce Gorjul de cam mulțișori ani așa, care nu este în față. Adică sunt alte personaje în funcții importante de conducere în județul Gorj, dar sunt, acele persoane sunt doar niște păpuși de cârpă, niște marionete în mâinile unor păpușari care dețin într-adevăr puterea și influența în acest județ. Eu am spus-o de multe ori și public aici la Tele 3 și am și scris-o. Până când ne uităm în instituții publice sau la vârful unor instituții publice cheie în județul Gorj, începând de la ce vrei tu, de la compania asta energetică sau ce mai fi. CEO. Chioșcul ăsta. Pardon, scuze, CEO-ul. CEO-ul ăsta. Chioșcul care vinde energie cât o covrigărie din colț. Atâta vinde acum CEO dacă energie. Dacă ne apucăm noi să pedalăm prin curte pe aici, că am văzut că e o bicicletă pe acolo.
Producem și da, noi. Are meeting un dinam la roată, producem ca cam cât un bec, da. Păi nu, eu tot rog pe colegi să nu mai bage vreun telefon la încărcat sau să mai aprindă vreun calculator, să mai dea drumul la valieră, ceva că s-a terminat, că mai, trebuie să mai pornească un grup. Nu pornesc, cred că mergem pe importuri. Așa, și bun, dacă ne uităm de la CEO până la până la ce vreți? Consiliul Județean, Prefectura Gorj, cine, orice alte instituții. I-am pus să schimbe titlul la emisiune. Cine deține puterea în Gorj? Așa, partide politice. Deci atenție, partide politice, nu un partid politic. Toate sunt conduse de oameni care sunt păpușați. Din, răspund la comenzile altor oameni. Dintr-o anumită zonă obscură a acestui județ. Din laboratoarele obscure ale vieții. Le poți oferi cetățenilor și niște nume de oameni care conduc din umbră județul? Până, nu, chiar, sunt în politică? Sau ce chiar, teamă de ei? Nu, ce teamă nu mi-e. Sunt în masonerie? Ce, din punctul meu de vedere, la Gorj sunt două loji masonice care este râsul planetei, adică stai un pic, că și masonii aia aveau și ei un ștaif. Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimirescu. Domnule, stai un pic, deci despre Vasile ce discutăm? Vasile Alexandrii, Cogălnicianu. Și la Gorj aveam niște... Nu toți, atenție. Mai sunt, da, așa este. Mai sunt elitele Gorjului care sunt în masonerie și pot să dau exemple cu nume de oameni care sunt masoni și care recunosc în declarațiile lor de interes. Uite, domnule, Dorin Tașcău, directorul Colegiului Național Tudor Vladimirescu, recunoaște, domnule, în declarație de interese că este mason. Cine a mai văzut că a recunoscut? Victor Banța. Politicianul Victor Banța, ce acum? Secretar general pe la Ministerul Dezvoltării, sau ceva de genul ăsta. Totul a recunoscut că este în declarația de interese, aparține MLNR. Ok, mai, cine mai, să-ți mai dau exemple? Da. Domnul Birău de la Banca Națională a României. Ce să le spui oamenilor ăstora? Că nu ai ce să vorbești despre ei. Adică, și mai sunt exemple, multe exemple. Din politică, din afaceri? Doamne, din politică nu. Deci în politică și în masonerie se cam... Știi că dacă... Fac de râs. Da. Da. Fiecare are... În momentul acesta cine este cel mai tare păpușar din Gorj? Cum? Cine? Deci a rămas... A fost și a rămas Ionel Manțov. O influență așa majoră asupra tuturor partidelor. Ionel Manțov. Care conduce la această dată, la ora asta la care noi vorbim, are influență în CEO, în politică, la vârful... Indiferent de partid. Da. La vârful... Păi dacă ne uităm în partide... La vârful unor partide din Gorj, cine sunt acolo? Oamenii lui Manțoc. Dacă ne uităm la vârful unor instituții publice, cine sunt? Oamenii lui Manțoc. Și la CEO? La CEO, oamenii lui Manțoc. O parte influentă a presei este controlată de Ionel Manțoc. Sindicatele din minerit? Sindicatele din minerit nu mai există, din punctul meu de vedere. Păi nici la motru, măcar? Nu există, domnule, niciunde. Unde era flacăra, via, sindicalismul? A, uite că îmi dă cineva, corect. Așa? Mulțumesc frumos. Ce mă, informație? Păi și Căldărușe e mason. Deci ne ducem în extrema cealaltă. Mi-a venit în minte domnul Căldărușe, dar a fost ultimul invitat înainte de pandemie. Și nu... Dar și recunoscut, nu, că a spus omul că, omule, m-a invitat și pe mine cineva și nu... Iată, nu face atâta caz de chestia asta. Prietena mea îmi spune că domnul Birău a ieșit la pensie de câteva luni. N-am știut. Și cine e conduce BNR acum? Nu știu. Poate ne transmite acela știu dacă face documentare. Înseamnă că a preluat altcineva BNR. Oameni de valoare ai Gorjului. Ce să vorbim? Că sunt câți oameni de valoare care nu vor, domnule, să iese în față nici în ruptul capului. Uite, domnul David de la Artego iasă la tine după ce te rogi de el cât? Câteva luni. Două luni. Nu, acum e mai în regulă. Așa?
Dar uite când a fost cu centrul de transfuzie, cu acele echipamente, nu. Cred că în două minute a percutat. Bun, stai. La asta. E diferență între chestiile. Și chiar acum e pus la punct centrul ăsta. Da. Între dacă îl rogi pe domnul David de la Artego să ajute o chestie, a percutat imediat, dacă îl rogi să vină într-o emisiune, e problemă. Cine? Mai sunt... Cine domnul David nu are legătură cu organizațiile astea. Nu are nicio legătură nici cu politica, nici cu nimeni. Are legătură doar cu afacerea aia, singura fabrică comunistă care rezistă în Gorj. Mai sunt oameni de afaceri serioși. Vrei să-ți mai dau exemplu? Uite, domnul Pau de la Concord Trans. N-am vorbit în viața mea cu dumnealui. Ba, cred că am vorbit o singură dată. Cred că era prin 97-98. Deci acum câți naiba de ani sunt? 20 și ceva de ani. Când David de la Artego și cu Pau de la Concord Trans au vrut să cumpere Grimex. Și a ieșit altceva. Și au făcut scandal sindicatele. Eu am scris atunci în Gazeta de Sud, a apărut pe prima pagină în Gazeta de Sud. No, înainte de 2000 înseamnă. Da. Păi asta zic, 97-98. Sindicaliștii au declarat atunci, dacă vine Pau și cu David aici, le luăm gâtul cu coasa. Și a apărut asta pe prima pagină. Și atunci am vorbit prima dată cu Pau. Iar domnul David mi-a reproșat mulți ani. Băi, îți dai seama că n-au citit părinții mei la Dolj. Băi, iau ăia gâtul cu coasa. Băi, ce face ăsta la Gorj? Mai sunt oameni de valoare, nu are rost să mai dau. Era și domnul cu soțul doamnei cu care tu te gratulezi pe Facebook. Da, domnule, domnul Păduraru sau... Da, domnule, da, domnul Păduraru. Foarte bun manager. Este la... domnul Leliu Stănușoiu, președintele Asociației Oameni de Afaceri. E Călin Lemnaru. Sunt o grămadă de oameni, dar dacă Gorjul este în situația în care este, au și o mare parte de vină. Știi care e aia? Nu se implică mai mult la tocmai... La nivel politic? La nivel politic, sau nu știu dacă la nivel politic, dumneavoastră, în luarea unor decizii sau în susținerea unor oameni. Mai exact, în susținerea unor oameni. Eu cred că în susținerea unor oameni se implică. Dar nu cred că... Nu se implică atât de care trebuie. Adică să zică toți acești oameni, băi, gata, stop cu Gorjul ăsta. Bă, uite, am găsit un om de valoare ăsta. X. Băi, și noi toți oamenii ăștia... Și cinstit, până la urmă. Și, da, păi corect. Nu, fără bată, un om deștept și așa. Băi, noi toți oamenii ăștia ne strângem, băi, și îl susținem pe ăsta. Ăsta are un proiect pentru Gorjul 2030. Noi pe ăsta îl susținem. Dacă dumneavoastră, dragi gorjeni, îl votați? Nu-l votați? Asta e, soarta Gorjului este cea pe care o știm cu toții. Dar, din păcate, nici acești oameni, știi ce se întâmplă din punctul meu de vedere și am perceput treaba asta. Doamna, noi la Olteni e un orgoliu, așa, avem un orgoliu exacerbat. Începând de la ce vrei? Începând de la a întărâta cățaua printre gard, cățaua vecinului și până la figurat vorbesc. Și până la am mai zis asta, până la asocierile astea. Ne muncim pământul, nu știu, suntem de la Bălești sau de la zona de sud, de la Dănciulești. Și ne muncim fiecare pământul cu tărtărețe dintre alea, cu motocultorul. Dar de ce nu se unesc oamenii câte 30-40 în asociații ca să poată accesa niște proiecte, niște fonduri europene, să-și cumpere un tractor sau o combină? Să facă o cooperativă, un CAP, cum era pe vremuri. Nu, domnule, că dacă mă asociez cu ăla, ăla fură mai mult ca mine. Dacă ia doi cocen de porumb mai mult și nouă nu ne dă cât ne-a promis și tot așa. În toate zonele acestei țări, începând de la, nu, mai puțin în partea de sud-est și în Moldova, că acolo sunt mari fermieri, începând cu porumboiul până la moștenitorii lui Culiță Tărâță, dar
continuând cu zona Ardealului și în partea de vest sunt la fel cei care au un circuit integrat, de la pus în pământ până la abatorizare și magazine de vânzare, marile firme, recunoscutele branduri de carne, salam și așa mai departe. Dar, domnule, în toată Transilvania asta, din interiorul Arcului Carpatic și în Ardeal, da. În Ardeal, până oamenii s-au asociat în chestii de genul ăsta. Și la Gorj de ce nu avem nicio colaborare? Nu cooperare? Există, domnule, că noi suntem olteni și dacă suntem olteni, suntem mai dracu. Adică mai al dracu unul ca alălalt. Și nu se poate. Păi eu accept ca tu să fii președintele CAP-ului. Păi vreau eu să fiu președintele CAP-ului. Domnule, n-am văzut pe zona submontană o fabricuță de pentru fructe. Nimic. Prelucrare fructe. Nimic. Lactate, fructe. Nimic. Absolut nimic. Chiar nu, domnul David parcă are, avea ceva cu lactate. Da. Dar pe fructe, pe astea, că mai sunt fructe în Gorj. Pe zona submontană sunt destule. Una o fabrică, să zică, trei oameni de afaceri, cum au făcut cu ăsta de nu merge. Sau merge. Laboratorul ăsta. Au pus mână de la mână și au cumpărat un laborator. Avem, să fac un plan de afaceri, că îi se pricep la afaceri. Avem oficial, domnule, uite, am și uitat să scriu azi. Nu știai? Cu laboratorul? Da. De genetică moleculară. Domnule, gata, este... E, merge. Stai așa că avem comunicat. Unde scrie? A grăit Mutu. Știi cine e Mutu? Domnul director? Da. 26-a 5-a, azi suntem în 28. Vezi? Unde l-ai prin, unde e prin comunicatul? E pe site-ul spitalului. A, Marța, tu chiar te aștepți să-ți trimiți, să-ți dea mură în gură. Nu, trebuie să cauți. Trebuie să muncești și eu, nu așa să normal. Stau pe fotoliu. Deci de pe 26 e un comunicat pe site-ul spitalului și zice așa, spitalul comunicat. Spitalul Gorj, nu? Vă informăm că laboratorul de analize medicale din cadrul spitalului, nu știu ce, s-a efectuat un număr de... În laboratorul s-a efectuat un număr de 543 de probe pentru depistarea SARS-CoV-2 altfel. În luna aprilie s-au lucrat un număr de 198 de probe, din care 64 pentru angajați și 127 pentru pacienți. În luna mai 352 de probe, din care 189 pentru angajații din cadrul unității și 163 pentru pacienți. Atenție acum, asta e știrea. Începând cu data de 25-a 5-a, adică de alaltă ieri, compartimentul de biologie moleculară va emite buletine de analize semnate și parafate de medicul de laborator și de biolog / chimist, punct. Raportările se vor face zilnic către DSP, MS și INSP. De când e treaba asta? De pe 25, azi suntem în 28, nu? Joi. Da. 27. Deci nu le mai confirmă în altă. Luni. De luni. Nu le mai confirmă nimeni. Gata, domnule, de luni suntem ok. Bravo, domnule, felicitări. Fii atent, tu ai văzut pe site-ul spitalului o chestie. Orice, am văzut pe site-ul spitalului tot. Cred că pe asta n-ai văzut-o. Care? Facem pariu. Zi. Zice așa, ce spun pacienții? Da, este senzațional. Putem să arătăm la... Pe cum? La colegi, să ne să vadă și oamenii ce găsim. Amalia mi se Samson pare... din Târgu Jiu te interesează? Amalia Samson. Da, Eduard Popescu din Tismana, nu? E un nume foarte rar, Popescu, într-adevăr. Și Grațiela Berculescu din Craiova? Berculescu știu că e un nume din Târgu Jiu, din Gorj. Da. Dar nu, altceva e mai tare. Ce scrie aici? Nu! Lasă dumneavoastră ce scrie acolo, că sunt din burtă, se știe. Da. Ceva mai tare decât îți dau eu acum, n-ai văzut. Ce, că au scris în anumite secțiuni în latină sau cum? Da. Da. Deci, știi cine e președintele Consiliului de Administrație la spital? Domnul Neață. Contează? Și mesajul președintelui este următorul. Așa. Sunt extrem de mândru că întregul nostru personal furnizează cele mai bune standarde de îngrijire a pacientului. Nu are cum să furnizeze standarde. Furnizează servicii, că standardele sunt... Într-o manieră prietenoasă, centrată... Ce e aia? Cum? Într-o manieră prietenoasă, centrată și accesibilă, asigurând, acolo unde este posibil, că toți pacienții noștri ating rezultate clinice excelente. Și dau, parcă dau bacul pe deci, cine a scris asta? Vreau să știu, un geniu care poate scrie și ție câteodată. Asta e limbaj nu de lemn, e de bolovanii bolovani. Și avem un telefon? Este un telefon. Că după aia vă dau și mesajul managerului. Cine domnul manager? Vienescu. Ah, domnul Vienescu. Mă gândeam cu cel de acum. Să salutăm și noi pe telespectatorul din această seară. Bună seara, sunteți în direct.
Vă ascultăm. Sunt și eu un transportator la dumneavoastră. Vă ascultăm, domnule. În legătură cu COVID-ul ăsta, cu ăsta, care este cu problema asta, cu degeția pe ăsta, cu care... Da. Porcăria asta. Care este... Deci tu m-ați băgat în carantină, în izolare. Și după aia mă chemare la servici. Când ați fost introdus în izolare, bănuiesc? Ieri. Ieri? Cine? Da. DSP v-a trimis în izolare? Da. Așa? Așa. Și după aceea, astăzi, ați chemat la servici. Unde lucrați? Pe eu nu, eu sunt acasă, eu sunt, dar v-a chemat soția. Exemplu. Stați că eu nu, mă rog, poate înțelege Claudiu. Deci dumneavoastră sunteți în izolare și v-au chemat la servici și ați refuzat, bănuiesc. Păi și soția, nu, și soția, și eu, și mămica am fost. De ieri? Da. Și astăzi v-au chemat la serviciu? Astăzi a chemat pe soția la servici. A, fiind în izolare de asemenea, soția. Da, ea a făcut testul alaltă, ea a venit negativ. Așa. Și după aceea au chemat la servici astăzi. Păi și-au trecut cele 14 zile. Dacă i-a făcut păi testul. De unde treacă? De unde? Dacă și unde lucrează soția? La DGASPC? Exact. La centrul exact. Acela cu probleme? Da, da. Poate de soția s-a oferit voluntar, că știu că s-au mai oferit voluntar să meargă să lucreze. Nu, domnule, dar și spus, pe la unde trimit? O trimit cu mâna, o trimit de acolo în foc? Am înțeles, da. Este o situație care trebuie analizată. Păi, nu știu de ce... Dacă era în izolare... Normal. Da. Păi, dar era acasă cu mine, deci... A venit la altele, a făcut testul, este după 22, e în liberă. Este... rămâne să acasă. Și după aceea... Astăzi, sunarea, haidea să vii la servici. Îi veni testul, că a ieșit negativ. Vi se pare normal după un test? Dacă era în izolare la domiciliu, probabil că trebuia să nu întrerupă izolare, să rămână tot la domiciliu. Nu știu care e decizia aceasta, o să ne informăm. Da, mulțumim. Claudiu, dacă ai vreo întrebare pentru domnul. Mulțumim pentru telefon, trebuie să vorbim și cu domnul Târziu de la Cărbunici, dacă ne ajută colegii noștri. O seară bună, ne interesăm de cazul dumneavoastră, ce s-a întâmplat cu soția. O seară bună să aveți în continuare. O situație de urmărit la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, la centru rezidențial din Târgu Jiu, acolo toată lumea este cu probleme. Să sperăm că nu apare și în alte locuri. Vedem ce se întâmplă la Spitalul COVID din Cărbunești, unde sunt salariați, nu, și copii de la centrul din Târgu Jiu. Vedem care este starea acestora. Spuneam și aseară, sper că asta e cu speranța, cu luminița de la capătul tunelului. V-am spus că tunelul ăsta e cotit, are un cot pe undeva la 90 de grade, nu chiar 90, mai mare un pic, și nu prea vine luminița, că luminița nu dă colțul. Tanti Luminița poate da cu da. Hai să citesc totuși, te rog eu. Până vorbim cu domnul, să vedem ce se întâmplă cu angajații și cu copiii. O singură frază citesc din ce zic pacienții, că domnul Vienescu și-a modificat. Citește că îl avem pe domnul doctor. Zice Grațiela Berculescu din Craiova. Eu și tatăl meu am petrecut mult timp la spitalul dumneavoastră și l-aș recomanda oricui. Atenție acum! Serviciu rapid, excelent și foarte profesional. Până a zis că a stat foarte mult? Cum serviciu rapid, excelent? Serviciu de ce? Și foarte profesionist. Era la catering, unde era la... Deci... Împinge tava. Da. La un Xerox, unde s-a dus? Îl avem la telefon pe domnul doctor Târziu, managerul Spitalului COVID din Târgu Cărbunești, Spitalul de Urgență. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Am vorbit și pe zi în legătură cu situația pacienților de la spital. E adevărat că vin și vești bune, știți că am discutat. Cred că acum 2-3 săptămâni despre acel deces erați supărați dumneavoastră și colegii. Iată că ieri în toată țara s-a văzut acel pacient mulțumit și vindecat, în primul rând. Da. Chiar acum, am zis ieri și pe Digisport. A, deci apare în continuare. Da. Da, iată, probabil că și-a făcut publicitate fără să...
fără să vrea. E bine că e vindecat. Spuneți-mi ce se întâmplă cu pacienții veniți de la, că ne-a sunat un telespectator, de la centrul din Târgu Jiu, centrul rezidențial din Târgu Jiu, și copii și personal și infirmiere. Care este starea lor? Starea lor este bună în momentul de față, cu excepția unei dintre care, la cererea familiei, am transferat-o la spitalul clinic din Timișoara. Deci nu mai este la Târgu. Probleme mai vechi cu mobilități și la cererea familiei am transferat-o acolo. Nu pentru boala actuală, ci pentru cea de dumneai. Era în pericol dacă rămânea la Cărbunești sau familia a dorit? Nu, familia a dorit. Se poate face transferul acesta? E permis, e legal? Da. Nu la un acord între spitalul nostru și spitalul respectiv, cu acordul doctorului Musta am făcut acest transfer. Câți copii sunt acum internați acolo? De la centru și în total? Șapte copii. Doar de la centru sau cu totul? Nu, doar de la centru. Doar de la centru mai aveți copii. Toți sunt bine, nu au probleme. Au simptome? Nu, starea generală a lor este bună, nu au o simptomatologie. Decât niște copii care necesită o supraveghere foarte atentă, pentru că sunt mici, pentru că au handicapurile care le au. De aceea, cum v-am spus, am dublat asistența medicală atât în ceea ce privește numărul de asistente, cât și numărul de infirmiere. Ce vârste au acești copii? Între 4 luni și 12 ani. Da, într-adevăr, probabil că e nevoie de mai mulți angajați la un singur copil, având în vedere că sunt copii cu dizabilități. E o situație grea pentru ei. Personalul de la centru, cât sunt veniți la Cărbunești? Infirmiere și ce au mai fost? Patru doamne. Patru doamne sunt tot așa fără simptome, fără probleme medicale? Da, unde dintre dumnealor au simptomatologie minoră. Aveți vreun caz mai grav, în afară de doamna pe care ați trimis-o la Timișoara? Nu, deci doamna care a trimis-o la Timișoara încă o dată. Nu zic grav în sensul să mai aibă și alte afecțiuni, în afară de... Da, avem doi pacienți la terapie intensivă. La fără asistați, sunt intubați sau... Nu. Respiră singuri? Respiră singuri. Am înțeles. Cel mai în vârstă cât are de la Cărbunești pacient? 71 de ani. Și cum este? Este unul dintre pacienții care este la terapie intensivă. Am înțeles. Mai au și alte afecte, mai are și alte boli. Da, mai au și alte comorbidități. Până acum câți pacienți ați avut cu COVID la Cărbunești de când s-a deschis spitalul? 79 și vindecați? Vindecați 45. 45. Între care unul este decedat. Am înțeles. Și acum în spital câți au mai rămas? 34. Da, ați reușit să externați mai mult decât sunt acum în spital. E o performanță. Care e durata medie de rămânere în spital, de tratament? Așa, după cum puteți aprecia dumneavoastră, la cei 45. Durata este variabilă de la pacient la pacient. Am avut și pacient care s-a externat după 15 zile, dar am avut și o pacientă care s-a externat după 35 de zile. Mai mult de o lună a stat în spital? Da. Nu se negativa rezultatul? Da, nu avea două negativări consecutive și de aceea au stat mai mult în spital. Cu toate că tratamentul aplicat era foarte bun, chiar am și modificat schema de tratament, dar s-a negativat mai greu. Spuneți-mi rezultatele dumneavoastră, de unde le așteptați, de la ce laborator, când le recoltați probe? În ultimul timp am trimis numai la Craiova, laboratorul din Craiova. Și ultimele rezultate? Când v-au venit? Tot din Craiova. Tot de la Craiova v-au venit? Da. Cu da. Târgu Jiu nu lucrați? Cu laboratorul de Târgu Jiu? Nu, rezultatele noastre sunt trimise la laboratorul din Craiova. Noi le trimitem la DSP și DSP-ul le trimite la... Ultima dată când ați trimis rezultate? Ați trimis probe? Astăzi. Și tot la Craiova merg?
Da. Da, poate auzi și Claudiu. Din cauza... asta se întâmplă de la începutul pandemiei sau ați decis mai recent? Nu, de la începutul pandemiei rezultatele au fost trimise fie la Craiova, fie la București, la Sfânta Maria sau la tot la București, la Matei Balci. Așa este procedura, fiind spital COVID sau... Nu știu, că nu că, aici... Știți că avem și la Târgu Jiu laboratorul acesta de... Știu, testare. Dar trebuie să fac la Târgu Jiu, pentru noi ar fi poate mai bine, că am aflat rezultatele mai repede. E un comun... A citit Claudiu mai înainte un comunicat de la spital că se fac teste la Târgu Jiu, nu mai trebuie confirmate, nu mai... Dacă tot se fac, chiar ar trebui să profitați de situația asta, dacă nu mai trebuie... Am înțeles, Direcția de Sănătate Publică le trimite mai departe. Deci ultimele rezultate, să înțeleg că tot de la Craiova au venit. Da. N-are legătură cu declarația dumneavoastră din ultima... de două zile, cred că... Ați afirmat că aveți unele dubii privind unele rezultate. Da, acum vreo 2-3 zile eu am spus că sunt niște lucruri care nu concordă. Adică, v-am spus, asistenta de-a noastră pacientă care luni a ieșit pozitivă, vineri a ieșit negativă și luni iar pozitivă. Asistente care au stat 6 săptămâni în izolare, una a ieșit pozitivă, una a ieșit negativă. Și am zis că lucrurile mie nu mi se par că se facă la locul lor. De asemenea, am cerut ca rezultatele la același pacient să fie făcute la același laborator. Adică, dacă astăzi a fost trimis la Craiova pentru mine, mâine să fie trimis la Craiova tot pentru mine. Același laborator să dea două rezultate consecutive. Am înțeles. Condițiile în care sunt cazați copiii, cum sunt, domnule manager? Domnul Ati, condițiile sunt, să știți, bune. Le-am pus la dispoziție aproape tot ce și-au dorit copiii. De la cărți de desenat până la ce și-au dorit ei. Nu vorbesc de partea de regim alimentar, că aici este foarte bogat, diversificat, așa cum doresc ei. Le-am lăsat la dispoziție gol, să joacă, circulă. Am înțeles. La pediatrie bănuiesc că au niște condiții și la baie pentru copii. Nu. Da, normal. Toalete adaptate, băi adaptate? Da, sunt două, o asistentă și o infirmieră care îi urmărește și îi supraveghează non-stop, inclusiv participă cu copiii la partea de a se juca cu ei. Am înțeles. Și de copilașul de 4 luni, cine are grijă? Este o asistentă și o infirmieră care fac curățul. Deci nu este și mama? Nu. Și stă fără mamă? Păi el era abandonat în centru de la... El era abandonat, deci n-a venit cu mamă. Deci n-a venit cu mamă. Da. Și celelalte doamne angajate ale DGASPC, ce condiții au, domnule director? O condiții bune. Una pe ce secții sunt internate? Una dintre ele este internată pe psihiatrie... domnișoara de 21 de ani, care are și niște fenomene psihice, una este internată pe ginecologie și celelalte în cadrul secției interne. Stați un pic, cum o domnișoară de 21 de ani. 1 de ani care este angajată a DGASPC? Da. Este angajată a DGASPC? E angajată. A venit cu lotul de 7 copii. A, nu, e beneficiar. Deci au posibilitatea să facă un duș acolo la baie și așa mai departe. Domnul Matei, fiecare salon la noi este prevăzut cu baie și... E spital de urgență, da. Și cu duș, cu duș? Cu absolut totul. Și cu duș și cu cădiță la duș. Da? Da. Am înțeles. Domnul manager, v-aș întreba în legătură, vorbim de beneficiari, de pacienți, de personal. Personalul, de exemplu, a primit acel stimulent de risc? Mai ales că e spital... Spital COVID. Chiar astăzi l-am dat. Astăzi l-ați dat? Da. Cât este stimulentul pentru fiecare salariat? 2500 de lei minus
250 de lei impozitul. Deci astăzi au primit stimulentul de risc. Câți da. Salariați au primit? 189. Dintre cei care au fost cu plata de la Casa de Asigurări. Da. Și 51 de la Ministerul Sănătății. Cei de la urgență. Am înțeles. Aveți tot ce vă trebuie acolo? Dezinfectanți, avem. Medicamente mai aveți? Da, da. Ați consumat ceva medicamente în ultimele luni? Am consumat medicamente. Noi cam lunea și vinerea facem situația exactă a medicamentelor, a tot ce s-a consumat în timp săptămânii și automat vineri facem comenzile necesare. Astăzi ați primit o pacientă? Astăzi nu. Astăzi nu ați primit nimic? Nu. Înseamnă că e de ieri pacienta ultima confirmată de la DGSPC. Ultima pacientă e confirmată care e venită de la tot, de la Cluj. De astăzi sau de când? Da, de astăzi. Păi de asta vă întrebam, că știu că tot de la DGSPC a mai fost o pacientă. Vreo problemă cu care vă confruntați și n-ați avut niciun fel de reacție de la autorități, de la minister, de la Comitetul Județean? Pe care doriți să o rezolvați și nu? Nu, n-am avut nicio problemă. Deci nicio problemă. Doamne, Claudia, dacă mai ai vreo întrebare pentru domnul director? Nu, l-am rugat pe regizor să pună o poză pe ecran dacă ne aude cât era domnul director în emisie, dar... Este o poză acum. Este? Domnule director, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă uitați la televizor? Nu. Nu vă uitați la televizor? Nu, nu. Că am pus o poză pe ecran cu un duș din spitalul... Că se uita Măruță cu reproș la mine, așa este? Că... Dom'le, e spital de urgență la Târgu Cărbunești. Și am pus acum un duș. E sigur de la Cărbunești dușul ăsta? Este mai mult decât sigur de la Cărbunești din... Dacă vreți să mi trimiteți și mie pe WhatsApp... Da, cum închidem, cum trimitem. Dacă este adevărat, eu vă recunosc. Dar eu știu că toate băile au fost... luate și verificate. E un duș defect, din câte văd eu. E un duș ruginit și ruginit, nu are niciun caz ce spuneați dumneavoastră, domnule director, cădiță dintre aia. E cu scurgere în podea. E cu scurgere. Unde aveți cu scurgere în podea? În niște țevi. Eu nu știu nicio secție. Dar ați fost personal acolo? De asta întreb. Dar numai să fie sigur de la Cărbunești. Poți să-i trimitem... Nu, mă rog frumos, trimite. Da, și identificați, că, mă rog, s-ar putea să identificați, nu-mi dau seama. Imediat vă trimit. Vă trimit imediat, domnule. Da. Și eu vă dau telefon și vă spun, da, e adevărat sau nu știu eu. Sau comunicăm pe îmi trimiteți mie pe WhatsApp, ca să le transmiți telespectatorilor. Da, mulțumesc pentru intervenție, o seară bună să aveți și să iasă toți pacienții dumneavoastră de acolo vindecați și să, mă rog, să joace așa horă dacă mai pot, da. În fața spitalului. O seară bună, mulțumiți, multă sănătate. Mulțumesc și mulțumesc. Da, iată, am vorbit cu domnul Constantin Târziu despre spitalul COVID de la Târgu Cărbunești. O să luăm și un comentariu despre imaginea respectivă. Ar putea fi făcut niște reparații acolo, dacă este, nu e mare lucru de făcut, de reparat, mai ales că sunt și nu neapărat că sunt și agenți, dar mai ales că sunt copiii aceștia cu dizabilități și oricine ar fi, până la urmă, e nevoie să fie într-un spațiu normal, pacienții din orice spital. Luăm repede o pauză de publicitate și vorbim cu domnul Manu Tomescu după. Salvează viața, păstrează distanța, fii responsabil. Măsuri obligatorii de protecție împotriva noului coronavirus. Nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar. Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani. Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna, imediat ce reveniți acasă. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri față de ceilalți. Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte persoane. O campanie inițiată de Guvernul României. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Cadrul campaniei de primăvară 2020.
Până în luna iulie vă așteaptă reduceri uimitoare la motounelte, motoferăstraie și mașini de tuns gazon. Motounelta 122C la prețul de numai 799 lei, cu pornire ușoară și comenzi intuitive. Mașina de tuns gazon LC140 și motoferăstrăul 120 Mark II au un preț special. Mari reduceri și la motoferăstraie, la cumpărarea cărora se oferă cadou o șină și un lanț Oregon. Pentru lucrări silențioase, alegeți utilajele pe baterii. Încărcătoarele și bateriile Husqvarna sunt compatibile cu toate utilajele. Motoferăstraie, motounelte GuardView, mașini de tuns gazon și trimere. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, Strada Trandafirilor, Turceni, Platforma Termocentralei, Motru, Calea Severinului, Padeș, Sat Apa Neagră și Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736. Raico, dealer autorizat Husqvarna, e al naiba de greu să fim cei mai buni. Laboratoarele Apa Rege pentru tratarea apei efectuează zilnic analize fizico-chimice și microbiologice pentru apa potabilă, a apei subterane și a apei de suprafață. Laboratoarele sunt dotate cu echipamente, instalații și aparatură de specialitate care asigură calitatea analizelor efectuate. Prelevarea probelor de apă și determinările de laborator respectă prevederile standardelor naționale și internaționale. Prelevarea apei de analiză pentru municipiul Târgu Jiu se face de la două surse, Șușița Verde și Runcu. Aici, operatorul are amplasat strategic câte un robinet de unde se efectuează recoltarea apei pentru analize. Recoltarea se realizează de personal calificat și se face în flacoane de sticlă sterilizate, după ce apa a fost lăsată să curgă cel puțin 3 minute la debit maxim. Flacoanele cu probe sunt transportate în laborator pentru a se efectua seturi de analize. Dintre cele mai importante fac parte determinarea turbidității, determinarea concentrației de amoniu și titrarea apei. În cadrul laboratoarelor se efectuează și analize bacteriologice care stabilesc nivelul și tipul de bacterii din sursele de apă. Consumația apă de la robinet este monitorizată zilnic, alege să fii sănătos! Minprest Serve S.A. Rovinari, unitate autorizată de instituțiile abilitate ale statului, efectuează servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile publice și private din județul Gorj. Cu experiență de peste 15 ani în domeniu, societatea Minprest Serve S.A. utilizează produse biocide avizate de Ministerul Sănătății, dezinfectanți care elimină microbii, dar care nu dăunează mediului înconjurător și sănătății umane. Relații și comenzi la numărul de telefon 0730 088 189 sau la sediul Minpreserv SA din localitatea Vârs, numărul 263, oraș Rovinari. Minpreserv SA, partenerul tău de încredere în lupta cu virusii, microbii, insectele și dăunătorii. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei, am vorbit cu domnul doctor Târziu în pauză, verifică ceea ce am arătat pe ecran, acele imagini de la dintr-unul din saloane și dacă se poate și sunt de acolo, se confirmă să se ia și măsuri, să se înlocuiască, să se facă intervențiile respective. Vorbim despre CEO în seara aceasta, pentru că sunt mulți interesați de această companie, ce se întâmplă în săptămânile și lunile următoare și mai au, nu-și mai au oamenii banii, se vinde, nu se mai vinde energie electrică. Aproape 1000 de megawatts, Claudiu, se importau și înainte de a intra noi în emisiune. Nici nu cred că ne mai surprinde treaba asta. Și la CEO se țin grupurile închise. Deja este greu de comentat ce înseamnă acum. Sunt curios ce ne spune domnul Manu Tomescu că se întâmplă la termocentrala din Rovinari. Se mai funcționează, nu se mai funcționează? Se produce curent electric? Sau poate se produce doar curent dacă se deschide ușa? Pentru că de asta au fost înființate aceste termocentrale, să producă, să nu să importăm. Atunci, la ce le mai ținem? Îl avem la telefon pe domnul Manu Tomescu, acum vicepreședintele Sindicatului Energie de la termocentrala Rovinari, cel puțin așa mai știu eu acum, dacă s-a schimbat
vreo modificare, domnule Tomescu, să faceți dumneavoastră corectura de rigoare. Bună seara, sunteți în direct la emisiunea Dilemele Zilei. Bună seara. Deci toți vicepreședinte sunteți la Sindicatul Energia. Da. Am înțeles că n-am mai vorbit de mult și să nu se fi întâmplat ceva. Spuneți-mi... Iarna care vine avem alegeri. A, deci în iarna 2020-2021. Da, da. Deci o să vedem președinte acolo. Nu, niciun caz. Tot vicepreședinte? Soldat. Luptător în arena. Spuneți-mi, că n-am mai vorbit, cred că de vreo două luni sau nu știu de cât de o lună și... ce se întâmplă la termocentrala Rovinari? Produceți curent electric sau nu mai produceți? Domnul Măruță, mergem cu o treime din capacitate. O treime. Că asta înseamnă cât? Două grupuri? Un grup din trei. Un grup din trei? Da. Asta este situația. Nu vedeți aceeași problemă. Statul român mai bine preferă să ia de la străini decât să și pe noi să ne țină șomaj. Vă ascultăm. Ce se întâmplă cu compania asta? La ce a mai fost înființată? La ce mai există dacă în loc să producă e ținută închisă? Două grupuri sau trei? Câte sunt în funcțiune acum? La CEO? Din câte știu eu, trei. Trei grupuri. Trei pe complexul energetic Oltenia, noi și termocentrala Turceni și cei de la Craiova 2 pentru apă caldă pentru oraș. Ah, pentru oraș. Păi și atunci dumneavoastră din ce o să vă luați salariile dacă nu vindeți energie, nu produceți, nu vindeți? Eu cred se mai produce și altceva la CEO sau ce se întâmplă? Deocamdată cred că cei din administrație s-au folosit de această conjunctură cu coronavirusul. Pentru șomajul tehnic? Da. Asta a ajutat într-un fel. Dar... vedeți că acum, până la urmă, se pornește activități și nu putem să stăm în șomaj tot anul. Pentru că se pierde foarte mult la salariu. La nivel local se pierd multe locuri de muncă. Dacă stăm să vorbim de complexul energetic Oltenia și de importanța care ar trebui să o aibă. Asta și în contextul că urmează două runde de alegeri. Politicienii locali ar trebui să fie liberi politici, dar județului ar trebui să fie interesați de soarta acestei companii. Mai aveți colegii șomaj tehnic la termocentrală? Sunt, da. Păi, ca să meargă activitatea, se intră prin rotație. Vă dați seama, intră unii, când vin ceilalți, pleacă cu cei care au lucrat și tot așa pe tot parcursul până pe 5 iunie. După aceea vom vedea. Am înțeles că săptămâna viitoare se vor întâlni liderii noștri în comisia mixtă și probabil vom afla mai multe. Vom afla și programul pe vară-toamnă. Speranțele noastre sunt că deja dacă trece jumatea anului, trebuie să se facă stocurile pentru iarnă. Și atunci va lucra. Da, apropo de stocuri, domnule Tomescu, dacă termocentrala Rovinare ar fi nevoită să meargă acum cu două sau cu trei grupuri, ați avea cărbune? Cu trei nu. Cu toate trei la capacitate maximă nu. Pe mine cu două grupuri am putea să funcționăm. Deci nu este cărbune, nici acum asta este... Păi nu este că au fost carierele oprite. Vă dați seama, pentru noi dacă am nouă ni s-ar cere, am pornit grupurile, dar de exemplu Roșia a fost oprită, Tismana, Rovinariu a pornit acum o săptămână.
Și acolo merge doar o este doar o carieră, două excavatoare au în cărbune. Deci din nordul termocentralei. Da, Iar din sud, din sud de la Pinoasa și Roșia foarte slab. Și chiar și-au golit stocurile. Am înțeles că îmi trimit colegii ai dumneavoastră mesaje și îmi spun aceste lucruri. Ia uitați, că când va fi cerere de cărbune, probabil în perioada următoare, dacă va reporni economia asta și se vor gândi și cei de la Complexul Energetic Oltenia cum să vândă energie, ci că cel puțin la iarnă va fi dezastru, zic colegii dumneavoastră din minerit. Da, da, sunt total de acord. Pe moment ce avem cariere blocate, excavatoarele noastre stau și nu pot să înainteze. Știu foarte bine, cunosc situația. Da. Am văzut pe domnul Burlan la Eugen Măruță în emisiune săptămâna trecută și zilele trecute am vrut să spun. Și l-am întrebat Măruță, pe ce piețe vindeți, domnule, energie? Pe piața de a doua zi sau ceva de genul ăsta, l-am întrebat Măruță, vindeți energie? Și domnul Daniel Burlan a zis că, ce a zis, domnule, că nu, sau ceva de genul ăsta. De la 1 iulie începe contractul. Sau că începe contractul, nu știu când. Vindeți, domnule, energie pe piața de a doua zi, acum? Cred că se vinde și pe PZU. Eu cred că dacă funcționăm cu atât de puține grupuri, cred că numai pe PZU vinde. Exact, asta. Deci mulțumesc, domnule Tomescu. Deci doar pe piața zilei următoare, da? Păi și cum catalogați dumneavoastră răspunsul președintelui directoratului la Eugen Măruță în emisiune? Eu, cum să vă spun, eu vă spun doar din experiență. Păi dumneavoastră sunteți acolo la... Da, n-am, dar asta este bănuiala mea, pentru că dacă lipsa de contracte ne face să funcționăm cu atâtea de puține capacități, dacă am fi avut contracte, dar pe cealaltă parte, prețul este foarte jos. Chiar nu știu dacă ați văzut știrea. Nucleare Electrica a făcut contract cu Hidroelectrica. Știți că se opresc acum. Pe 20. Un grup. Și deja au contractat energie de la Hidroelectrica la 230 megawatt-uri. Păi... Noi trebuie să vindem cu 229, dar nu îl ia de la noi, că atunci îl lasă Hidroelectrica la 228 și tot așa. Cum să vă spun? Știți cum suntem noi? Noi suntem cenușereața sistemului energetic. Noi nu ni se cere ajutorul, nu și îndreaptă atenția spre noi, decât atunci când sunt minus 20 de grade afară, sau când este secetă de 3 Dunărea la Sârbii în picioare. Stați, domnule, că se rezolvă. Domnul Tomescu, vă anunț acum în direct, vă dau o veste bună. E ministrul economiei Virgil Popescu, chiar în aceste momente, la o televiziune națională, la B1 și zice, vom porni investițiile în energie. Ce? A zis ceva, n-aveți încredere? Nu. Zice domnul ministru așa, nu a făcut nimeni investiții în companiile de energie. Managerii evaluați în funcție de strategiile de investiții. Vom reporni investițiile în energie, spune domnul Virgil Popescu, care chiar energie? În aceste clipe. Despre ce vorbește, domnule? Ce investiții? Domnul Manu Tomescu, despre ce investiții vorbește, domnule? Domnilor, eu nu mai cred. Iar din punctul meu de vedere, războiul pentru Complexul Energetic Oltenia deja este pierdut. Pentru că această companie nu mai poate rezista în actualul context. Ori vor face o restructurare adevărată, ori vor schimba configurația
acestei companii, cum este ea construită, pentru că e clar că la cum suntem acum, în această construcție, nu rezistăm. N-avem cum să concurăm nici cu hidro, nici cu eolian, nici cu ghid. Pentru că vedem că Parlamentul ne-a întors spatele, pur și simplu fac numai promisiuni, iar noi suntem conștienți că sfârșitul ne este aproape. Iar din punctul meu de vedere, ca lider de sindicat, noi nu mai putem să cerem decât alternativă ca și să rămânem aici în Gorj, să muncim mai departe în Gorj, sau dacă nu ne rămâne decât să facem ce au făcut Ia uitați, domnul Tomescu. Ia uitați-vă, domnul Tomescu, ce investiții se repornesc. Sol de schimb, stați așa să vă citesc acum. Sol de schimb de pe Transelectrica. 1129 de megawatts importă România acum. Ce investiții? Care este durerea? Domnul Măruță, știți care este durerea? Ăia 1100 de megawatts sunt tot pe mărcări bune. Și nu plătesc acele certificate, nici sârbii, nici ucrainieni. Nu plătesc acele certificate de carbon pe care le plătim noi, acele diruri. Dar știți ce este hilar? Că noxele alea mai trec și pe prin România, pe care le produc ei, uneori. Vă dați seama, explic. Că nu pun frână la vamă și se întorc înapoi în Ucraina. Bun, acum eu mi-am propus să vorbesc altceva, pentru că am văzut colegi de-ai mei care spun tot timpul aceste lucruri. Aproape oamenii le-au învățat mot-a-mo toate aceste supărări, toate aceste lucruri care... Nemulțumiri, da. Da. Eu cred că până nu rămân la aceeași părere și practic ce am spus an de an, lună de lună, săptămână de săptămână și zi de zi, atunci când am avut ocazia, tot asta o spun și acum. Până nu ne strângem și nu ne ducem în fața Parlamentului și să nu mai plecăm de acolo, până nu fac ceva concret pentru Gorj, pentru că acum e vorba de Gorj, dacă se pierd aceste 12.000 de locuri de muncă din Oltenia, eu cred că Gorjul va fi automat încă 10 locuri de la ultimul loc pe județe, ca și sărăcie. Parcă încep să vă recunosc, domnule Tomescu, că acum un minut în urmă păreați așa pesimist. Dumneavoastră erați mai luptător, mai optimist, mai altfel. Dacă mi-a zis că știm că situația noastră, că soarta noastră este de pierzanie și n-avem ce face, m-am întristat așa un pic. Am zis, domnule, dacă și Manu Tomescu a ajuns la concluzia asta, înseamnă că s-a terminat. Chiar nu mai e nimic de făcut. Da. Eu mie îmi place să, dacă mor, să mor cu sabia în mână. Și cea mai mare amărăciune a mea este că aceste lupte le-am câștigat, le-am pierdut, fără să luptăm. Asta reproșez eu colegilor mei din sindicate, deși ei se supără pe mine. Dar asta le-a spus în fiecare ședință și n-a fost conferință de-a noastră sindicală sau ședință în care să nu le cer acest lucru, să ieșim. Dar vedeți că și la noi, ca la dumneavoastră în media, și la noi tot așa, sunt oameni băgați prin politică. Apropo, o să vin acum campania electorală, o să vedeți că nu o să mai aveți loc de colegi de-ai mei din platourile de televiziune. Aveți dreptate, domnule Tomescu. Bravo! Asta ne omoară pe noi. Asta este adevărul, iar o tot trebuie să-l spun. Deci sunt agenți electorali, practic, unii lideri de sindicat. Păi dacă CEO nu mai are viitor? Domnul Matei, nu mai au nicio rușine. Deci nici măcar nu mai au bun simț. Ca să, cum să vă spun, să fie mai cu perdea. Nu știu cum să mă exprim. Păi doamne, ar trebui să le fie rușine nu de noi, nu de popor,
ci de colegii lor care muncesc, cu care muncesc cot la cot acolo, în carieră sau în termocentrale. Da, asta este, până la urmă și sindicatele sunt oglinda membrilor de sindicat. Dacă colegii mei se lasă reprezentați de oameni din acestea care au zeci alte interese decât interese politice, interese, eu știu, de afaceri, interese personale și nu interese sindicale, asta este. Până la urmă v-am spus, cele 28 de sindicate sau 26 de sindicate care mai sunt în complexul energetic Oltenia, sunt oglinda membrilor de sindicat. Schimbarea vine cu fiecare dintre noi, dar eu nu pot să mă cer cu fiecare coleg al meu în fiecare zi sau în fiecare seară, pentru că îi mai văd pe la televizor și vă rog să mă credeți că îmi rod unghiile și muși buzele ca să nu sun și să mă iau de ei direct în emisiune. Mă încerc să mă cenzurez, să mă controlez, pentru că noi trebuie să dăm totuși un semnal de unitate, dar asta este conjunctura și asta este situația în care ne confruntăm noi. Nu putem să facem, chiar dacă încerc eu, dacă acum vin și vă spun dumneavoastră că trebuie să ne ducem pe ei, veți auzi alte 10 voci care mă contrazic, tot din la noi din sindicate și spun că nu e bine, că trebuie să mai așteptăm, că trebuie să mai trimitem nu știu ce adresă, să trimitem o scrisorică, nu știu cine, mai vin politicienii pe aici, pe la noi, mai facem o poză de grup, un selfie, ne mai lăudăm, asta este până la urmă, în capcana asta am căzut noi, ca și sindicate. Păi ia uite, domnul Tomescu, da, uitați ce spune un coleg de-al dumneavoastră sau un telespectator. Păi și de ce susții manule tot aceiași conducători în federație? Fă un pas în lateral, delimitează-te de ei și hai la luptă. Păi dacă începem iară luptă între noi, ne vom duce și mai jos. Eu încerc ca asta să le spun la colegii mei. Nu, eu acum ce să fac, să mă lupt cu colegi de-ai mei din federație? Eu lucrurile astea le spun, dar nu pot acum. Noi trebuie să luptăm pentru complex energetic Oltenia sau pentru drepturi. Dacă ne apucăm iar să ne luptăm între noi și eu vreau să dau un conducător de federație jos, să începem iar să ne mai facem din 26 de sindicate, să ne facem 52, nu va fi bine pentru noi. Trebuie altă cale găsită. Trebuie să-i facem pe cei care i-am ales și celor care le-am dat mandatele și încrederea noastră, trebuie să îi constrângem prin atitudine, să ne ducem peste ei, să vorbim toți pe aceeași voce și să-i forțăm să facă ce trebuie făcut. Da, dacă nu plecăm noi și trebuie să vină ei după noi, dar cum să vă spun, nu să mai plece Tomescu singur și ceilalți să stea să se uite. V-au spus șefii dumneavoastră de sindicate, când au avut ultima discuție cu șefii companiei și ce le-au spus despre nu știu, viitorul pe termen scurt al acestei companii, adică pentru următoarele 2 luni, să zicem. Ați văzut cariera Roșia va avea acord de mediu peste minimum 2 luni. Dar este un termen optimist încă o dată. Și scriu colegii pe aici că perla coroanei, așa cum îi se spune la termocentrala Rovinar, va fi cea mai afectată de lipsa de cărbune în toamna și iarna care urmează. Păi vă dați seama că termocentrala Rovinar ține complexul. Corect. Ține tot complexul. Noi suntem, dacă ne va fi nouă rău, va fi jale pentru ceilalți. Deci v-au spus șefii de la sindicate când au avut ultima dată o discuție, ultima discuție cu șefii CEO și șefii CEO să le spună, da, dumneavoastră, uite, asta este politica pe termen scurt ca să scoatem un pic capul la lumină. O întâlnire oficială, organizată, nu a avut loc. Săptămâna viitoare am înțeles că vă întâlniți. Da, așa, se întâlnesc, da, săptămâna viitoare, cred că... De ce spune se întâlnesc? Păi eu nu mai...
mai fac parte nici din comisia de negociere, nici din comisia mixtă. Acum vă spun și eu ce aflu de la colegii mei, ce aflu de cei care sunt acolo. De telefonul fără fir. Poate nici nu o să mai aflați dacă a zis treaba asta acum. Ei îmi spun mie și eu vă spun dumneavoastră. Păi și cine face, doamnă, parte din acea comisie? Cei care candidează pe la primării, pe la care sunt partidele politice. Nu o să... Acolo, cum să vă spun, e... Acolo este un fel de conclav mini-politic. Da, o să cerem și noi lista aia, să vedem cine e acolo. Poate facem o dezbatere mai largă aici, la Măruță. Dacă mai spargem peretele în curul. Atâta timp cât legislația le permite, scuzați-mi expresia, atâta timp cât legislația le permite să stea cu fundul în mai multe luntri, se vor folosi de chestia asta. Până nu, prin legislație vom forța. Eu cred că la nivel de confederații s-a permis acest lucru, să ai funcție de conducere într-un partid politic și să fii și președinte de sindicat. Este strigător la cer. Deci nu numai că nu este moral, dar nu are nicio legătură una cu alta. Păi eu am văzut colegi de-ai mei lideri de sindicat după ce ieșeau din ședința noastră să duceau la partid și dădeau raportul. Dom'le, uite ce vrea să facă ăștia. Să facă asta, să se ducă acolo, să facă așa. Nu vom putea să răzbim. Degeaba ne înjură oamenii. Pe noi, pe sindicaliști, pe toți la oaltă. Eu le spun în față că nu vom reuși niciodată. Atâta timp cât oamenii, liderii de sindicat, unii dintre ei nu au rușine să lase politica deoparte și să facă sindicalism, ori să lase sindicalismul și să facă politică pe față. Dar amândouă deodată nu se pot face. Pentru că totdeauna vor face numai politică. În defavoarea oamenilor, în defavoarea sindicalismului. Dacă am dedus eu bine, vă refereați la un al doilea marș al disperării sau la ce anume? Domnul Măruț, eu le-aș face și noaptea asta. Dacă pe mine m-ar chema acum federația, sindicatul, federația, confederația, dacă m-ar chema la luptă, să zică, manule, hai că ne ducem peste ei, să facem pichetări, să facem marșuri, să facem meeting-uri, greve. Nu, domnule, să-l întrebați pe ministrul economiei. Ce planuri ai cu CEO? Ce vom reporni investițiile în energie? Care e investiții, domnule ministru? Ce mai zice pe aici? Ce strategii de investiții, domnule ministru? Căci că managerii evaluați în funcție de strategiile de investiții. Și am mai zis una acum, costul de transport din import aproape dublu, zice. Nu am auzit dacă la ce... cred că la gaze se referă așa. Noi acum în 2020 trebuia să avem grupul 5, gata. Așa în 2020, este. În august sau septembrie trebuia grupul 5 deja să fie gata. Păi e gata, da. E gata, da. Să se prelungească contractul. Vă dați seama. Cu 2 ani. Prelungească, dar măcar să-l vedem făcut. Pentru că dacă nu, termocentrala Robina riscă să rămână doar cu două grupuri în funcțiune. Păi ce se mai riște? Că deja are doar unul. Păi nu. Acum la ce mai trebuie două? Dacă vă ajunge unul, ce să vă mai spun? Da. Nu aveți doar unul în funcțiune acum, vă ajunge unul. Dar oricum, la nivel local, eu cred că dacă ne ascultă politicienii, dacă se uită la noi, măcar unul din doi din liderii politici... Se uită, vă asigur eu. Nu știu dacă ați urmărit emisiunea domnului Tomescu, că am început cu o întrebare așa, nu știu dacă ați sesizat. Cine are puterea în gorj? Cine deține puterea? Să știți, domnule, că nu întâmplător am lansat întrebarea asta. Pentru că are legătură și cu ce discutăm noi acum. Aia care dețin puterea, oare ce fac cu adevărat pentru gorj? Sau fac doar pentru ei? Da, asta e, da, normal. Asta e o suspiciune care din ce în ce nu mai este suspiciune. Practic este
o realitate. Deci dacă se uită un lider politic, ce transmiteți, domnule Tomescu? Să se gândească la zecile de mii de locuri de muncă, că pe lângă cele ăstea 12.000, 12.000 și ceva, că când mai lucrează în complexul energetic Oltenia, mai sunt alte zeci de mii de locuri de muncă care depind de această companie. Doar atâta să se gândească. Pentru că e un lucru clar, alternativă n-avem. Nu pot să vină ei cu fabrici de volane, cu cablaje, cu asta. Am văzut că nu se rezolvă nimic și nu va veni investitor. Pe moment ce nu avem infrastructură, vedeți, nu avem drumuri, nu avem autostrăzi, nu avem nimic. Deci asta le transmit liderilor politici locali să se gândească că Gorjul se va goli de populație. Pentru că mulți gândesc ca mine. Eu decât să stau aici să fiu la mila celor care le spuneați dumneavoastră că sunt jupânii din județ, eu mai bine îmi iau familia și plec în altă parte. Dacă nu am alternativă să cât de cât să am un trai decent. Pentru că nu asta le cer. Să trăiesc și eu la standardul măcar de la noi din România, dacă nu un standard european. Dacă nu ne ajută noi singuri oricând ne-am zbate și dumneavoastră și eu. Și dumneavoastră ați făcut o grămadă de emisiuni. Aproape nu este emisiune în care să nu atrageți atenția. Suntem și noi care spunem aceste lucruri, dar ne zbatem ca niște pești într-un acvariu dacă cei care trebuie să facă nu fac nimic pentru județul ăsta. V-am văzut la un moment dat... M-au auzit la un moment dat protestând singur în fața termocentralei Rovinari. Ulterior au venit și câțiva colegi. Da, la asta, de asta am fost și dezamăgit. Eu de atunci am lăsat-o mai moale. Adică mai moale mă refer aici în sensul să nu mă mai încerc eu să mai atrag atenția asupra întregii companii. Pe moment ce colegi de-ai mei din zona, vă dau un exemplu. Uite, în 2016 am făcut acel la marș și liderii de-ai noștri, lideri de sindicat, râdeau de noi. Sau, din potrivă, spuneau că am făcut marșul pentru altceva. De aia am avut această amărăciune și la termocentrala Robinar mi s-a reproșat că am alte interese decât cele ale salariaților, dar iată, timpul a trecut și a rezolvat că Tomescu e același. Am același loc de muncă, lucrez în producție, nu mi-a crescut salariul, nu mi s-a schimbat funcția. Practic am același loc de muncă de 30 de ani și nu am avut alt interes decât interesul colegilor mei. Nu m-au crezut atunci, n-au venit lângă mine, iar acțiuni pe propriu nu cred că vom mai lua, doar dacă, Doamne ferește, va veni iar o conducere ca pe tipul lui Ponta. Să pună gheata pe gâtul nostru, atunci da, voi avea reacție. Dar acum sunt și eu în federație, aștept și v-am spus, dacă cineva mă va chema sau dacă federația va ieși la luptă, puteți să fiți sigur că voi fi în primele rânduri. Da, aștept și asta le cer. Salariații... Ce ar trebui să înțeleagă salariații din ce se întâmplă acum? Domne, colegii, sunt foarte supărați. Nu vă ascund acest lucru. Câteodată mi-e și rușine. Chiar înainte când m-a sunat, dacă intru, am stat puțin și mi-a fost rușine așa. Că ce să le mai zic, domne? Mi-e rușine câteodată și când urc în autobuz să facem naveta la Rovinari. Pentru că îi aud, îi văd nemulțumiți, îi văd îngrijorați. Vă rog să mă credeți că mie și mie greu, pentru că sunt lângă ei tot timpul și încerc să le transmit supărarea mai departe, dar ce pot să fac decât să vorbesc? V-a sunat dumneavoastră, spun și eu aici la dumneavoastră, dacă are cineva urechi să mă audă, pentru că eu spun până la urmă oful lor.
Sunt îngrijorat, așteaptă și... Dar conducerea acestei companii a pierdut legătura cu realitatea, domnule Tomescu. Adică, dacă noi ne uităm pe site-ul ăsta al Transelectrica și vedem cum ce cât naiba vinde CEO și suntem îngrijorați, minerii văd exact ce acolo jos la talpă, exact ce se întâmplă. Ce se întâmplă la vârful companiei? S-a pierdut legătura cu realitatea sau că nu înțeleg. Eu cred că, de fapt, nu cred. Cei din Consiliul de Supraveghere și cei din directorat, doamne, sunt niște simpli executați. Ce ordine primesc de la minister, de-aia ocul meu e la București. Ce primesc de la minister și de la guvern, aia execută. Ce credeți că dacă ar putea să facă contracte, n-ar face? Ar face, dar nu ne bagă nimeni în seamă. De asta spun că dacă... acum nu țin parte. Să știți că și domnul Ciurel, și domnul Ciobotărică, și domnul Boza, și acum domnul Burlan, toți au fost la rândul lor niște simți executanți. Dacă nu i-a ajutat mediul politic, guvern, parlament, cu ministerele de resort, nu au ce să facă. Da, că eu știu că mai bine o rudă a unui politician și îl mai angajează, că mai dă o dispoziție în teritoriu să face aia și aia, că mai negociază un contract colectiv de muncă cu sindicatele. Asta da. Asta se face în interior, dar la nivel macro, de dezvoltare, de făcut contracte, de făcut investiții, nu au nicio putere, domnul Matei, dacă nu sunt ajutați de guvern și parlament. Cu alte cuvinte, de politic. Legislație politică. Eu vă spun sincer că nu, eu n-am ținut parte, n-am fost nici cu Ciurel, nici cu Boza, nici cu nimeni. Dar toți nu au nicio valoare, vă spun. Sunt numiți. Uitați, acum i-au pus pe ăștia de la Consiliul de Supraveghere. Păi, de ce crezi că i-a pus? Să semneze niște acte. Atât. Dar dacă îi luați la întrebări, să chemați pe unul în emisiune, să vă vorbească de strategie, de investiții, de problemele companiei, abar n-are să vă spună două vorbe. Cei din Consiliul de Supraveghere. Eu cred că iau și niște indemnizații, domnule Tomescu. Nu sunt chemați doar să... Cum? Încasează și niște indemnizații. Oh, păi vă dați seama, pe aia se... Nu sunt cam degeaba puși acum. Păi vă dați seama că... Noi nu știm cum merge treaba. Se schimbă partidul la putere și pune oamenii. De sus până jos. În conducere. La Gorj nu prea e valabil. Da. La noi în companie cel puțin cu Consiliul de Supraveghere. Eu mă referam la serviciile de concentrate în administrație. Da. Și au cam păstrat posturile unii șefi. Da. Vedem ce va fi pe viitor, oricum. Păi va fi viitor la ce? Un viitor va fi. Anul ăsta, vă referiți la anul, la 2000, la 2020. Da. Un viitor vom avea. Acum, dacă va fi mai greu, mai frumos, vom fi mai puțin. De ce nu vedem o delegație a sindicatelor la București să discute cu ministrul economiei? Asta poate a fost, dar n-am văzut noi. Nu știu, dar eu de discuțiile teama am cam să sudă. Atunci, de ce nu-l vedem pe ministrul economiei la Târgu Jiu? Și dacă vine, ce face domnul Măruță? Vine și bea o cafea cu președinții de federații și promite că face și pleacă înapoi și nu mai face nimic. Nu știu doamne să vină că la 84 de kilometri de Târgu Jiu, Severinu. Să aveți un protocol pregătit să semneze. Când pleacă spre București, să o ia pe aici, pe Pitești, să treacă pe la Târgu Jiu. Păi da, e vreun drum care trece prin Târgu Jiu? Ăla expres? Ăsta expres. Drobeta, Turnul Severin, Târgu Jiu, da. Vrâmnicu, Vâlcea. Uitați, eu aș face acum o legătură cu ce se întâmplă la nivel național.
cu pandemia asta. Dumneavoastră credeți că politicienii aceștia care conduc România au luat vreo lecție, domne? Mă uit pe canalele centrale de știri, domne, aceleași aberații, aceleași minciuni, aceleași apucături au. N-au învățat, domne, nimic. Nu. Așa și cu noi, cu minerii și energeticienii din complex energetic Oltenia. Domne, până nu ne văd în stradă, nu ne bază nimeni în seama. Până nu ne ducem peste ei, pot să mănânce la pișcoturi și să bea la cafele președinții noștri de federație cu ei și să-și facă la selfie și poze pe Facebook-ul ei, nu vor rezolva nimic. Nu știu de ce, dar parcă văd că... Domnul Tomescu, parcă văd că mâine sunteți exclus din sindicat. Era să zic din partid. Nu. Până la urmă pot să mă excludă, vă dați seama. Dar nu. Păi dacă îi luați așa cu pișcoturi și cu din astea, vă dați seama că nu prea mai... Păi, domnul Mărută, n-am făcut asta până acum. Ba, sunteți cam în afara cercului, cum se zice. În afara discuțiilor, la câte ne-ați povestit. Dacă sunt în afară, mie îmi convine mai bine, că pot să spun mai multe. Și pot să am și scuze, că, domne, dacă n-am fost acolo cu voi, n-am știut. N-am putut și eu decât să bănuiesc și să văd ce se întâmplă. Da, cumva păi nu sunteți complice la ce se întâmplă, da. Uităm la ultima vizită a fostului prim-ministru la termocentrala Robinari. Cum îi dădeau din coate să facă poze cu doamna Dăncilă. Da, o valoare, într-adevăr. Era Michael Jordan. Atunci așa, pur și simplu, n-au avut simțul penibilului. Domnul Tomescu, să știți că, nu știu, că am senzația că au plecat colegii noștri din regie și noi o să stăm așa până dimineață. Emisiunea s-a aproape că s-a încheiat de fapt, nu aproape. Și ne mai auzim și în săptămânile următoare. Pentru că nu e niciun fel de probleme, trebuie să intervin, dar supărările sunt mari, problemele sunt mari la compania asta, măcar angajații sunt îngrijorați și își manifestă îngrijorarea chiar și acolo, la locul de muncă, dacă nu îi auzim în spațiu public, dar mai sunt câțiva sindicaliști care mai vorbesc. Mulțumesc pentru discuția aceasta, pentru acest dialog. Rămâne să ne mai auzim, o seară bună. O singură chestiune, domnul Orsăgă. Deci trebuie să încheiem într-o notă frumoasă. Cu veciu am aflat cu dușul. Nu mi-a comunicat domnul. Uite, doamne, director. Uite, oameni din complexul energetic Oltenia. Oameni cu simplu realității, cum este domnul Tomescu, cum mai sunt. Nu îmi permit să le dau numele, că nu vor. Îmi scriu oameni în timpul emisiunii că eu cu așa realizez emisiunea împreună cu telespectatorii care mă ajută foarte mult. Dar știi că s-a terminat emisiunea. Știu, 10 secunde. Uite, doamne, ce îmi scrie un om realist din CEO. Când n-ai contracte pe piață, când n-ai contracte pe ce piață poți vinde? Pe piața zilei următoare. Că domnul Bolan la tine că nu știa. Și a zis domnul Bolan aici că trebuiau făcute contracte anul trecut, în octombrie. Pe unde nu, așa am zis eu, domnule, dar nu trebuia să le faceți de anul trecut, da. Că nu se fac contractele la jumătatea anului. Da. Pe unde era domnul Burlan? Domnul Bălășuiu? În directorat. A, da? Nasol. Da, atât în seara asta, Claudiu, trebuie să oprim până la urmă, ca să nu ne înjure colegii, au și ei un oficial postului și trebuie să o respecte. Dar poți să și plece, că mai ținem la emisiunea o oră, două, dar nu știu cine. Și așa, nu. Miti mai învârte o pizza până ceva, că eu am zis aseară, băi, are topping? Ieșim din emisiune și până ieșim din emisiune să mai puneți filmulețul cu nenea la care s-a vindecat de COVID. Ia puneți, mai aveți filmulețul să mai ca joace. Să ieșim. Și știți ce au făcut, nu? Au băgat genericul imediat, pa, nu mai lasă, numai ce filmuleț ce era. Nu erau atenți. A, uite cum fac scandal, că nu vor să mai pună filmulețul cu domnul. Păi normal, da. Ce zice? Amenință cu reclamații pe la CNA, pe la astea. Bine, dacă îți dai seama, noi între noi ne reclamăm. Da. Lasă-o naiba. Hai să încheiem emisiunea ca să nu ne mai... Sunt niște glume stretratate ca atare, domnilor și domnilor, deși în spatele unor glume se ascund mari adevăruri. Atât în seara aceasta, rămâneți cu Tele3, ca de fiecare dată de aici aflați lucruri, sperăm noi, care sunt utile, măcar dacă nu și interesante, toate cele bune. Foarte frumos, joacă! Ce de poveste!
Bravo, Bogdane, să-l gândi și mie. Să-i metem sublie. Bravo, Doc Popescu, bravo. Așa ar trebui orice pacient la externare să facă câte o oră. Doamna Irina, nu luați oara înainte. Nu știu, eu nu mă pot ține de dumne lui. Să facem numărul. Deci chiar nu. Domnul Dragut acum dansează. Domnul Jucă, domnul Popescu Jucă.